Salut prieteni, bine v-am găsit la un nou tutorial video pe tutorialevideo.info. Și în acest tutorial video de astăzi am să vă arăt cum putem să ne decodăm telefonul Android. În urmă cu ceva timp am făcut update-ul, adică nu am făcut update-ul, am instalat din nou versiunea Android 4.1.2 pe Samsung Galaxy S2. Haideți să vă arăt și versiunea instalată, da? După cum vedeți, Android 4.1.2. Ok. În urma acestui update pe care l-am făcut cu ajutorul Odin, pe care tutorialul l-ați văzut pe site postat în urmă cu ceva timp, mi-am pierdut decodarea pentru că telefonul este adus din afară. Ok. După cum vedeți aici, am testat următoarele aplicații: Galaxy SIM un loc, Galaxy S un loc, SGS un loc tool, Galaxy S2 SIM un loc. Însă nu am găsit o soluție gratuită. Prima soluție care este gratuită este acest program, Galaxy S2 SIM loc. Galaxy S2 SIM un loc, da? Însă nu mi-a găsit codul de deblocare. După care am testat această aplicație, Galaxy SIM un loc, da? Da? După cum vedeți, deci am zis aplicația Galaxy SIM, Galaxy SIM un loc. După cum vedeți, este aici SIM loc status un loc. Mai devreme, când am deschis această aplicație, îmi scria Locked. Ok. Care este prețul, să zic așa, acestui aplicații? Este 2 euro. Adică vă costă 2 euro să vă deblocați telefonul. În mod normal să faceți o deblocare la orice agent sau la un servis anume, ar fi această deblocare undeva la 50, 60, 70 de lei. Ce vă recomand cu încredere, pentru că a funcționat, da? Ca să vă și arăt că a funcționat, voi apela ...333 ca să vedeți că îmi vine mesajul de la Orange de la credit. Așteptăm acum să intre, da. După cum vedeți, a intrat mesajul de la Orange de la credit. Ok, atât despre cum putem să ne decodăm telefonul. O să găsiți linkul către aplicația din Google Play deasupra acestui video. Dacă aveți alte întrebări sau comentarii, vă rog frumos să înscrieți pe la secțiunea comentarii. La revedere și ne auzim în tutorialele video viitoare.